Aplauze. Applaud. I don't think you can. Culoare, sclipire, uimire. Să-l primim cu cele mai puternice aplauze pe Verdini. Ia uite mă că a plecat cu aia și a intrat-o cu aia. Mi-a salvat viața. Mamă, ce era să pățesc. Wow, wow, dar ați organizat o nuntă foarte frumoasă. Ia uite, domnișoarele de onoare sunt superbe. Superbe. Și nașule, nașule, să ne trăiești, nașule, să fii fericit și să-ți meargă bine cu banii, ca să ai grijă de noi toți. Cât despre tine, Ginerică, să fii fericit și casă de piatră, Ginerică. Am venit cu cartea magiei să vă citesc. Luați aminte. Scuze, asta era în altă parte, de fapt era de la alt comediant. Era de fapt, scuze, nu, nu. Luați aminte, asta voiam să spun, este atât. Despre iubire. Nu acum, nu acum, nu acum, te rog. Flacăra iubirii este undeva în interiorul lui Ginerică. Dragă Mihai, flacăra iubirii arde în interiorul tău. Acolo e foarte, foarte mare și... Nu acum. Așa. Dacă vrei să aprinzi flacăra iubirii, trebuie doar să sufli. Dar asta nu-i flacăra iubirii. Asta doar mă duce pe mine cu gândul la Mihai. Așa arată el în fiecare dimineață când se trezește lângă marea lui dragoste... Cum o chema? Actoria, da. Actoria, actoria, da. Ei, ce frumos, ce drăguț. Da. Wow! Din flacăra iubirii poate să apară doar un lucru frumos. Artă, puritate... Tot ce simbolizează porumbelul ăsta. Sigur, tu poți să-i dai mai multe conotații. Ai putea să-i spui că într-un mod metaforic e chiar primul tău copil. Arta, repet. Dar... Dar ce cuminte stă acolo? Ginerică! Te gândești la ceva, nu-mi spune la ce am să-ți citesc gândurile imediat. Atenție, 1, 2, 3. Papionul se transformă în ceva apropiat de gândurile tale. Da? Cu puțin praf magic. Punem aici. Ia să vedem. Foarte curios, n-am nici cea mai vagă idee la ce aș putea să se gândească, sincer. Nu, nu la asta, nu, nu. Măi, repet, arta, puritatea. What? De unde porumbei? Și dacă vorbim de artă, de ce nu de două ori mai multă artă? Băi, m-au surprins cu mine pombe. Erau totuși niște păsărvii, adică ai niște buzunare speciale, de unde-i scos și cu ce viteză-i scos, pentru că apăreau zicei că sunt montați. Fabulos. Ai reușit să nu mi-am dat seama de absolut nimic. Nu există așa ceva. De unde-i stochează, frate? Patru pombei. Unde pui patru pombei pe tine? Vreau să-ți imaginez că ceea ce urmează este magia adevărată, e important, da? Adu-ți aminte cum te-ai simțit. Emoția mă interesează atunci când ai primit prima oară un trandafir. Bă, ce tare e omul! Foarte tare! Hai, mă! Bravo! Eu sunt ca un copil în candy shop, adică mie poți să-mi dai magicieni și să-mi arate, să-mi scoate, să-mi nu știu ce, pe gură, porumbei de toate și îmi plac. Să-l facă? Nu știu. Pentru numărul ăla aș vrea să fiu lângă el, să văd.
fără jeală. Următorul invitat, nu vă opriți cu aplauzele, Mihai Vendea. Deci când s-a uitat la mine și mi-a spus: Mihai, te invit pe scenă. Deci dacă atunci aveam de ales între a merge pe scenă și un pluton de execuție, alegeam direct plutonul de execuție. Uite, trebuie să ții asta. Țineți ritmul cu palmele, muzica tare, nu opriți, tare, 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 tare. După ce că eram cringiuit complet, că nu se crease nicio conexiune cu doamna Bârlădeanu, m-a mai și invitat pe scenă, mi-a dat o cârpă într-o mână și hai să dansăm. Trebuie să simți ritmul și să te distrezi, asta e tot. Asta e perfect, e perfect, da, și cu schemă și cu cine. Mai firesc un pic, mai firesc. Asta e. Mai tare. Hai, stai liniștit, tu nu ești penibil. Deci eram atât de cringiuit în momentul ăla cu dansul ăla, băgam. Băi, nu, deci a fost de un cringe, Alexandru. Și până jos, Mihai, până jos, până jos, haide, haide. Deci după ce că eram, sunt timid cu femeile, după ce că sunt anxios, după ce că eram și obosit, după ce că nici făcusem conexiune cu femeia, care e femeie absolut superbă, m-am dus. Dom'le, un om obișnuit cu scena, eu, nu? Adică, actor și actor, teatru, de ani și ani de zi, trebuie să fiu un pic mai lejer pe scenă, un pic mai, nu, mai obișnuit, ești la tine acasă. Și zicea, și acum să fim nebuni, să nu știu ce era. Dă-i seama, o mimare completă a relaxării. Exact așa. Dansează! Deci aș da în momentul de față bani, aur și valută să nu apară dansul la televizor. Vezi că sunt pății cu ratele. Dacă cineva mai bine vreodată o să pună un blur peste mine în momentul în care dansez. Dansează! Păi, cu ratele. În istoria emisiunii avem... Îmi trecea privirea pe la doamna Bârlădeanu. Mamă, și mai era... Deci îmi venea să intru în pământ. Deci nu am putut să mă relaxez în niciun fel. Vreau să-ți fac rățoiul ăsta cadou. Recunoscut. Da, da, e un rățoi. Am înțeles că îți plac animalele. Ce tot zici, mă, acolo? Zice, îmi plac pupici, îmi plac pupici, îmi plac pupici, îmi plac pupici. Ah, ok. Băi, mă simt ca un copil, serios. If the dog can do it, so can the cat. Ține aripile așa ca să nu zboare, da? Așa, perfect. Asta e. Lasă-mi mie batista și... Nu cu puntul la tine, nu cu puntul la tine. Dar nu știu ce a fost în mintea mea să mă apuc să alerg, să alerg grața pe acolo, că rața era speriată. Băi, ceva pâine. Păi nu, încerc. Maestru a fost absolut delicios și maestru și rățoiu. Ei împreună acolo, alergându-se unul pe altul, au alcătuit acest tablou drăguț, nevinovat, inocent. Obosește-l tu că-l prind eu. Eu zic să-i jurizați că avem un pic de treabă. De ce? De ce? Că fii unde trebuie. Bă, stai bă, că o speriem, bă, stai. Dragoste cu Sila nu se face, bă, nu, clar, bă, rața nu te vrea.
nu n-ai făcut, nu făcusem contact nici cu Monica Bârlădeanu, nici cu Rața. Nu făceam contact cu nimeni. Hai, cuțu, m-a întâmplat. Dacă știe cineva cum se cheamă. Stai acolo, stai acolo, tu nu părăsește scena niciodată. Gata? Desigur? Mihai, scuze, te pot ajuta de la distanță? Uite, bagheta magică. Serios. Dacă faci concurentul să dispară, o să dispară și succesul tău. Lasă-l. Hai, mă. Hai, Benzac, dă-l încoace. Niciodată pe pământ. Bravo, Mihaiță. Bravo. Ești un adevărat, ești un vânător. Gata. Ești un vânător? Gata. Superb. Câți bani ar trebui să plătesc în realism? Câți bani ar trebui să plătesc astfel încât să fiu blurat în aceste momente cheie? Deci în momentul în care alerg Rața, în momentul în care dansez pe scenă și în momentul în care... Nu, cum le număr și îmi dau seama că tot a fost un cringe total. Cum o cheamă? Eu zic să uităm fostul nume și să-i dea el. Dacă te ajută, îți spun, îl cheamă Ion. Dar ar trebui să... Ok. Eu o să-i spun Letiția. E băiat, este rățoi. Letițiu. Da, atunci o să-i spun Letiția, tot Letiția. E un nume care îmi place foarte mult. Rața se numește Letiția. Și toată lumea ți-a spus că e rățoi. Eram într-un atac cerebral în momentul ăla. Ok, domnul Cătălin. Da. Hai să sacrificăm acest număr de umor. Mele magii. Adicuțit. Da. Eu zic că relația mea cu Letiția a început foarte bine. E dată treaba. Și bineînțeles că în momentele cele mai cringe ale existenței, cringe-ul ăla trebuie să tăpâncă până la capăt. Și dărâm cafea pe toată lumea. Da, eu am fost mai puțin afectată, dar Deliei, mă rog, i-a și plătat ținuta. Adică, astea sunt, mă rog, accidente de muncă. Da, să...